După ce încep eu, să văd dacă e capabilă să cânte cu mine, eu de așa. Nu mai pot. Inima cu doruri multe, Nica știe să te asculte. Inimioară cu suspine, Nica știe să te aline. Nica știe să-ți vorbească, cu vorba să te îngălzească. Nica știe și spune, inimioară vorbe bune. La mulți ani, Maria Loga! Te iubesc din suflet, Niculina, și tu știi asta. Este minunată. O cunosc de când avea 9 anișori. Aș putea să spun că a crescut în ochii mei, iar pe la vreo 20 a venit să mă cheme cu Bebe, cu soțul ei, să-i cânt la nuntă. N-am putut, din păcate, că aveam alte obligații, dar după aceea am devenit colege și foarte, foarte bune prietene în Doina Gorșului, așa cum a spus și ea. O iubesc din tot sufletul și mulțumesc doamnei Angelica Stoican că a creat așa o minune de om. Vă iubesc pe amândouă și aveți respectul meu. Toată prețuirea. Mă bucur din suflet că privesc o sală arhiplină, că vă puteți rupe din viața dumneavoastră de fiecare zi și noi putem să venim și să vă povestim despre ce se întâmplă cu noi și dincolo de scenă, în momentele acestea atât de intime și de plăcute. Frumos ar fi că data viitoare, și este o provocare dacă vreți, eu te cepin era să mă împiedic, că tot vorbi așa prețios, ce zise Dumnezeu, ia să vedem ce zici, ai grijă. Păi aș zice că data viitoare, când ne cheamă aici organizatorul nostru minunat, să avem în spatele nostru un taraf. N-ar fi frumos. Cum știu eu ca un om bătrân întotdeauna? Am venit pregătită cu materialul nou, cu materialul discografic pe care l-am înregistrat împreună cu Orchestra Lăutarii de la Chișinău, condusă de maestrul Nicolae Botgros. Mulțumesc din suflet! Și a cărei orchestrație este realizată de profesorul Nicolae Drăghia, dirijorul ansamblului folcloric Maria Tănase din Craiova, al cărui manager sunt și mă mândresc cu acest lucru. Poate că într-o bună zi vom reuși împreună cu instituția pe care o conduc să fim în fața dumneavoastră și să vedeți cât de mult ne străduim să păstrăm tot ce este identitar în această țară frumoasă. Vă mulțumesc!